Mas ir išminėta dėl konferenciją depresiją, į ką darbėčiau Zimbrų Spiranca. Managerul sportiv echipei Zimbru, Marius Codescu, este prezent aici. Domnul Marius, vă rugăm un comentariu la acest meci și după aia vă urma întrebări. Un meci cu o echipă pe care o cunoșteam, am analizat-o foarte bine. Nu ne-a surprins cu absolut nimic, știam ce ne așteaptă. Sarcina noastră cea mai importantă a fost să păstrăm echilibrul echipei după victoria, după euforia de după joc cu Zarea. Din păcate, unii dintre jucători nu au putut fi concentrați, să-și mențină concentrarea la fel ca și meciul cu Zarea, ceea ce este firesc, este uman și este de înțeles. Am reacționat foarte rapid în funcție de ceea ce a făcut antrenorul lor, a schimbat sistemul în ambele reprize, la fel am reacționat și noi. Am schimbat din 4-2-3-1 și 4-3-3 sistemele care le jucăm de fel, în 3-4-3 foarte rapid, a doua repriză așa am și jucat. Și cam asta a fost. Eu consider că este un rezultat echitabil. Și mai departe aștept întrebările noastre. Zimbru, în meciul de cupă și Zimbru astăzi este o două echipe diferite. După un joc de 120 de minute, era normal să aducem și prospețime. De aceea am gândit pentru faptul că lotul este foarte valoros și numeros și valoric, există un echilibru. Am hotărât să joace și alți jucători. Am dat încredere și altor jucători, chiar dacă sunt mai tineri, pentru că fac parte din lotul nostru și avem încredere că vor crește. Și de aceea am făcut 4 schimbări în echipă. Nu puteam să ducem după un efort de 120 de minute cu aceiași jucători. Nu putem să ducem tot campionatul sau știu o parte de campionat cu aceiași jucători. Avem jucători și cu experiență care trebuie să, în anumite momente schimbați sau înlocuiți pe anumite jocuri. Am decis acest lucru. În urma antrenamentelor am ales acești jucători care au fost în potență fizică și tehnică și tactică, cei care au răspuns cel mai bine. Și pot să spun că suntem mulțumiți, nu e niciun fel de problemă. Noi ne pregătim în continuare și acești copii, acești jucători tineri, au fost 6 sub 21 în primul 11, vor crește și vor arăta ca o valoare cât mai curând. Când se revine Zugăievski? Ce nume? Când se revine Zugăievski? Când? Când revine Zugăievski? Zugăievski? Zugăievski nu este accidentat. Poate Golovatenko. Golovatenko, poate. Nu, nu Zugăievski. De ce nu jucați Zugăievski? Pentru că, pentru momentul actual, nu a putut să prindă lotul. La ora actuală, sunt alți jucători care, în lupta lor pentru titularizare, au arătat mai mult. Probabil că va veni și rândul domnului Zugăievski. Dacă Nicolae a scos, practic a fost invizibil pe teren, cum apreciați evoluția? De la Niculescu am foarte mari așteptări. Este un jucător, un copil cu calități certe. Îi lipsește experiența, îi lipsesc anumite mișcări care trebuie le face în timpul antrenamentelor, dar în timpul jocului trebuie să fie mai implicat. Dar tinerețea lui și lipsa de experiență îl fac să aibă anumite momente în care reacționează altfel decât ar trebui, dar am foarte mare încredere în el. Este un copil al clubului Zimbru, un copil foarte bun și sunt absolut convins că va confirma. Iuraș, părăsiți după prima repriză, ați fost nemulțumiți de jocul? De jocul lui Iurașco? Da. Da, am fost nemulțumit pentru că i-am spus la pauză foarte multă adrenalină, el are o inimă foarte mare, își dorește să facă foarte multe și atunci când îți dorești să faci multe, pierzi rațiunea și nu mai ai eficiență. I-am spus la pauză, nu am fost nemulțumit, l-am felicitat pentru tot efortul depus, probabil că a alergat cel mai mult în prima repriză, travaliu fantastic l-a avut, dar nu a avut eficiență. Probabil că adrenalina jocului l-a făcut să nu fie foarte clar. Dar și el este un jucător de 99, un copil foarte talentat al clubului Zimbru. Încă întrebări? Vreau să spun că Zimbru de Leu ați avut maxim de data mai cât mai este până la maxim echipei Zimbru la moment? Zimbru
toată pregătirea care am efectuat-o a fost gândită și calculată ca în etapa a treia, a patra să intrăm în maximum de formă. Al patrulea joc oficial a fost jocul de cupă în care am arătat foarte bine. Am dus jocul, eu zic, la un nivel foarte sus, timp de 120 de minute, în care viteza de joc a fost foarte bună. Viteza de pasare, viteza de deplasare, de gândire, totul a funcționat absolut bine. Am făcut un pressing ultra-ofensiv, am câștigat extrem de multe mingi foarte sus și foarte repede. Mingea a fost foarte mult la noi. Cred că mai mult de 60-65% din timp a fost mingea la Zimbru. Astăzi, din păcate, nu am putut să fim la același nivel. Nu se poate să fie la același nivel. Din punct de vedere fizic, noi suntem la 100%, din punct de vedere fizic. Mai sunt lucruri de pus la punct din punct de vedere tehnico-tactic. Deci urmează două deplasări laterale cu Dinamo și ce așteptări aveți de acest meci? Noi ne ducem la fiecare meci să câștigăm. Deci, în concepția noastră, v-am spus, după primul joc de la Mirsami și la a doua conferință de presă, că noi ne punem eticheta ca fiind o echipă foarte agresivă și foarte agresivă sus, să facem pressing ultra-ofensiv, să câștigăm cât mai multe mingi și nu să ne retragem să facem anti-fotbal sau anti-joc. Noi, asta ne va caracteriza în viitor și se va vorbi despre noi că suntem o asemenea echipă care vom face acest lucru foarte pozitiv. Să avem o posesie, după ce recuperăm mingea, o posesie foarte bună și să declanșăm atacuri rapide și contraatacuri cât se poate de repede. În fața voastră este antrenorul principal echipei Speranța Nisporeni, Cristian Efros. Cristian, vă rugăm un comentariu la acest meci, după aia vă urmă întrebări. Da, s-a început meci cu dominarea adversarului, ce ține de posesia mingii. La ocazie am avut și noi aceleași întrebări în careu, după care am preluat noi mai mult noi control după 15-20 de minute. Am avut mai multe secvențe de pase. Repriza a doua, am folosit foarte bine zonele libere ale adversarului. Au reușit, a hotărât să schimbe schema în apărare și asta ne-a mers la mână. O ocazie foarte bună. De asta sunt bucuros de joc, am satisface joc, am creat ocazii cele mai multe până acum în meciurile care le-am avut. Și asta să fie un pas înainte. Rezultat. După cum se arată ocaziile de gol, am pierdut două puncte. O să felicit adversarul cu acest punct. Mare respect. Echipă bine organizată în atac, dar astăzi au fost ocaziile noastre și trebuie să le verificăm în poartă. Tu ai fost speranța să se marcat primul gol când te-ai da. Da, sunt bucuros, am spus că sunt bucuros de joc, sunt bucuros că am marcat. Toate că, da, am marcat din fază fixă, dar am meritat, a văzut ce zone libere, mi-am folosit și nu avea decât să faulteze pe adversarul și am meritat să marcat. S-a avut o execuție de zile mai să da, poate face asta și a reușit. Trebuie să fie și adversarii mai atenți. Să nu le faulteze cu o să bată, o să mai bată. Și sunt după cum Narcis la sfârșitul meci la Moscova, ce ai dat cu trei? A treilea meci într-o săptămână, posibil o crampă musculară. Sper să nu fie o problemă, nu cred că să fie ceva. După părerea noastră, vă rog, ce? A spus că ați irosit două puncte astăzi? A, scuze, spune. A, normal, dar nu trebuie să fii mare profesor, că să înțelege. A fost ocazia să iei o bune de portar, într-adevăr, juca bine portar. Prima repriză, da, egală. La ocazie nu am avut nici noi nimic clar în ce e, dar în două, într-adevăr. Cam am avut și noi, dar o trare pe Iurcu, la fel periculoasă, în care spunem că